Bună ziua, fetelor! Mihaela Pietreanu aici cu voi, trainer Nailish. Astăzi vă voi arăta cum mi-am făcut aceste superbe unghiuțe. În spatele lor stau unele problemuțe cu o Nicoliza. Astăzi vă voi arăta cum folosiți aceste tratamente pentru a scăpa de o Nicoliza și cum facem o protezare. Așadar, un video foarte, foarte interesant. Puteți să vă luați notițe. Iată, aici am în două locuri unghia desprinsă de pe patul unghial, da? Și cu acest capăt de freză tip flacără voi îndepărta unghiuța care este desprinsă, după care voi face protezarea. Nu putem lăsa așa, ea este posibil să nu se mai lipească de patul unghial, de aceea trebuie protezată. Acest procedeu se repetă la o distanță de aproximativ 10 zile pentru a vedea evoluția și, bineînțeles, în tot acest timp vom folosi un tratament. Eu am încercat Spilurarin de la EMI și am mai încercat acest tratament de la CART. Îl găsiți pe Anet Nails, pe Anet Shop, da? Desprind cu mare grijă. Dacă sunteți, nu știu, dacă nu ați făcut încă un curs, este bine să știți să mânuiți foarte bine freza înainte să faceți acest lucru. După ce am lucrat cu flacăra, am curățat toată porțiunea desprinsă. Cam așa arată, știu că pare înspăimântător. Dar în această fază noi putem proteza fără probleme. Este mai bine să curățăm și să protezăm acum, înainte să apară vreo micoză acolo dedesubt sau să se cicatrizeze patul unghial. Dacă patul unghial ajunge să se cicatrizeze, nu se va mai lipi unghia de patul unghial. Un capăt de freză tip lacrimă, mai curăț ușor, ușor. Vreau să curăț acolo toată porțiunea. Și am reușit, acum este curățată. În aproximativ o lună jumătate, două, ar trebui să fie unghiuța nou-nouță la locul ei. Aplic produsele de pregătire. Aplic nail prep, bonder, bază, da? Toate de la același brand. Eu lucrez cu dragul meu Nailish. De ce s-a desprins unghia de pe patul unghial? Ei bine, acest lucru se întâmplă în urma unor traumatisme, ori provocate în urma unei lovituri sau de către tehnicieni, și anume pilirea neexcesă a unghiei sau folosirea neadecvată a capetelor de freză. În cazul meu se datorează faptului că exersez foarte, foarte mult pe mâna mea proprie și anume chiar și 3 manicuri pe zi, asta însemnând că fac un anumit model, da? De obicei unghii extreme, le dau jos, le pun din nou, le dau jos, le pun din nou, asta în general pentru pozele pe care le postez pe paginile mele de socializare. Așadar, dacă vreți să vedeți ce lucrări minunate fac,
Vă rog să mergeți pe paginile de Facebook și Instagram, Mihaela Pietreanu, și pe Instagram mihaela.pietreanu.nailist și acolo veți vedea ce minuni fac eu și, de asemenea, lucrările cursantelor de la curs și de după curs, căci ele fac niște lucrări absolut minunate, chiar din prima săptămână de după curs, au o evoluție foarte, foarte bună. Am aplicat primerul, da, am aplicat baza, o picăturică de bază pe care o uniformizez cu grijă. Acest lucru mă ajută să nu ating cuticula și, de asemenea, ajută ca acest produs să intre în fiecare striație făcută de pilă, astfel ajutând la aderența cu materialele ulterioare. Și, după cum vedeți, eu lucrez cu mâna stângă la dreapta, da? Eu sunt dreptace, dar iată, vă arăt și cum puteți lucra cu mâna nedominantă și anume cu mâna stângă la dreapta. Pentru protezare folosesc acest acrigel. Spirt și un bețigaș de portocal. Acrigelul se folosește de asemenea cu alcool de 90 de grade sau cu cleaner fără ulei. Iau o bulă mică, mică de material. O așez pe vârful unghiei și încep să modelez cu grijă. Să formez o unghiuță acolo unde este, da? Nu este nicio problemă dacă în acest moment voi atinge pielea. Nu fac asta în mod repetat, da? Voi pune materialul direct pe patul unghial, acolo unde am decupat. Încerc să fac un plan cât mai drept din plima și nu mă grăbesc, îmi iau timp, mai ales că lucrez cu o mână stângă. Nu apăsăm pe material, doar îl atingem cu foarte multă tandrețe. După care îl voi pili și urmează să fac apexul dintr-o bază colorată de oje semipermanentă de o culoare asemănătoare a grigelului. Dacă veți exersa suficient de mult, vă va ieși perfect orice tehnică. Bineînțeles, un drum mult mai scurt spre perfecționare sunt cursurile, iar după cursuri, bineînțeles, contează cât de mult exersează fiecare. Vă recomand cursurile mele, sunt o fire foarte răbdătoare, îmi doresc din suflet ca fiecare să reușească. Țin legătura cu cursanții mei și după terminarea cursului. Vă dau feedback-uri, vă dau indicații unde este nevoie, ce aveți nevoie să adăugați, ce aveți nevoie să
să reparați, ori de câte ori aveți nevoie de sprijinul meu, voi fi acolo pentru voi într-un chat special creat. Consider că doar dacă ne sprijinim unii pe alții, putem să ajungem mai repede la succesul dorit. În porțiunile laterale, aveți grijă să faceți foarte bine contact cu unghia. Ca să nu prindă aer, da? Acrigelul este important să fie, să facă contact cu zonele laterale ale unghiei. Am degresat. Iată, așa arată în această fază. Voi pili și veți vedea că arată exact ca o unghie nou construită, ca o unghie crescută. Nu va părea că este refăcută, protezată din acrigel. Folosesc o pilă fină, da? Abrazivitate 180 grit. Nu ne apropiem cu o pilă mai abrazivă de unghie. Sau aici, pentru că am foarte puțin de pilit, voi pili cu o pilă de abrazivitate 180. Voi în sertarul vostru trebuie să aveți pilă de abrazivitate 180 sau maxim 150 pentru pilirea suprafeții materialului. După cum vedeți, pilesc pereții laterali, apoi voi pili marginea liberă. Iată, așa fac, mișc degetul pentru că îmi este mai ușor, deoarece fac cu mâna stângă. Încerc să urmez aceiași pași ca și cum aș lucra cu dreapta. Pilesc suprafața din aproape în aproape și uniformizez. Este foarte important să nu mai lăsăm material pe falduri, deoarece pe acolo va intra aer. Da? Voi încerca să uniformizez și să fac o unghiuță, să pară o unghie naturală, subțire. Această unghiuță este foarte rezistentă, același procedeu îl aplicăm și la unghiile roase, da? Pentru onicofagie. De asemenea și pentru unghiile roase se recomandă întreținerea la maxim 2 săptămâni, pentru că patul unghial fiind foarte, foarte mic, nu va avea susținere și se vor desprinde, va intra apă și e posibil să se facă chiar micoză. De aceea recomandați clientelor voastre ce își rod unghiile să vină frecvent la 2 săptămâni, timp de cel puțin 4 luni, da? Pentru a avea un pat unghial refăcut refăcut complet, da? După care puteți face orice formă și orice lungime doriți, dar pentru început, în aceste 4 luni de zile, lungimea maximă a unghiuțelor lor vor fi maxim lungimea faldului distal și anume, da, până la buricul degetului. Cam ca aceste unghiuțe pe care le tot pilesc eu aici. După care, bineînțeles, puteți face orice formă și orice lungime dorește clienta. Și iată ce drăguță e. Nici nu ați spune că nu este unghia mea și, bineînțeles,
Este rezistentă, acolo am protecție să nu intre umezeală în locurile cu onicoliză. Da, nu există, nu se poate. Iar acum, cu această bază colorată de o JSM permanentă, dark rose, ador această bază, are o culoare atât de naturală. Cu ea voi face apexul. Aplic un strat de alunecare, după care voi aplica o bulă mai consistentă. Ce va aluneca pe acest strat și voi forma o unghie frumoasă, rezistentă, o culoare superbă, naturală. Recomand manicurile clasice, mă refer clasic, adică să nu exagerăm foarte mult cu culorile, cu lungimile. Tot ceea ce este clasic este ușor de purtat și apreciat de toată lumea. După cum bine știți, există un ghid de bune maniere și în acest domeniu de manicură este important să le cunoaștem. Cu unghii nude scurte nu veți da greș la niciun interviu, la școală, la, nu știu, o întâlnire poate. Pentru că toată lumea apreciază mai mult simplitatea decât extravaganța. Iată cu câtă grijă aleg să aplic baza. Vă reamintesc că lucrez cu mâna nedominantă, cu mâna stângă la dreapta. Este mai greu, dar iată, cu această ocazie vreau să vă demonstrez încă o dată că nu există, nu se poate, da? Se poate, orice ne propunem, să știți că reușim cu un pic mai mult efort, bineînțeles. În ultima lună am avut parte de multe evenimente plăcute în viața mea. Am fost premiată la gala iSuccess, am primit premiul Successful Trainer. De asemenea, au urmat mai multe publicații în reviste. S-a vorbit despre munca mea, despre succesul pe care îl am și despre dăruirea pe care o am față de cursantele mele. Și acum, recent, am fost de asemenea invitată într-o emisiune de televiziune la Prima TV, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu, și acolo de asemenea am vorbit despre pasiunea mea, despre ceea ce împărtășesc cu voi. Vă găsiți linkul pe pagina mea de Facebook. Am uscat baza, după cum vedeți, s-a așezat foarte, foarte bine, iar acum voi aplica topul. Aceste materiale mai pigmentate, cum ar fi această bază, dacă faceți un apex mai mare din ea, în funcție de cât de înalt este apexul, deci de cantitatea de material folosit, este bine să polimerizați mai mult. Eu
Recomand, ca să fiți sigure, puteți polimeriza chiar 2 minute, ca să fiți sigure că s-a polimerizat în profunzime, să nu cumva să aveți probleme cu liftingul, da? Sau cu material crud pe unghie, pentru că este un prilej de alergii. Și iată, acesta este unghiuța nouă-nouță, mai țineți minte cât de afectată era. Iată, se poate rezolva această problemă. De acum nu mi rămâne decât să aplic în zona cuticulei zilnic de cel puțin 2 ori acele tratamente de la CART. Am de asemenea un video cu ele, așa că căutați pe pagina mea și urmăriți-ne. Vă mulțumesc!